De ce nu mai vor oamenii deloc să asculte nici măcar de cuvântul poruncă? Pentru că oamenii s-au îndepărtat de la ceea ce se numește bazele vieții, de la fundamentul ei, atât moral, spiritual, cât și social, și-au creat alte legi care n-au nicio legătură cu cerurile. Lumea nevăzută interacționează cu noi mai mult decât cu lumea văzută, mai mult decât am putea să ne imaginăm vreodată. Omul, de când el caută nemurirea, în diferite feluri. De ce e mai simplu să fii o femeie alfa, de exemplu, decât să citești cele 10 porunci? Nu poți să înaintezi niciodată, nici într-un fel, dacă tu nu cunoști bazele. Fiecare relația lui personală cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este și bun, cum îi permite atâtea războaie și restul? Dar tu te-ai întors cu spatele la Dumnezeu. Ai crezut că tu ești cel mai deștept și să te descurci în viața asta, în afara oricărei creații. Ești tu propriu tău Dumnezeu. De foarte multe ori nu suntem neapărat conștienți nici de existența lui, dar aminte de creația lui. Da, la umbra copacului mare ceilalți copaci nu cresc. Noi suntem creați după chipul și asemănarea, dar nu după chipul și identitatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis creează-ți al pământ și după aia o de la capăt. Creează-ți elementele tale. Exact, tu ești în cadrul creației mele și zici că ai inventat tu ceva. Nu, totul deja este inventat de mine, de creator. Totdeauna a existat interese, totdeauna au existat influențe de tot felul. 6 zile. Dar în a 7-a mă opresc și spun, bă, hai să văd ce am făcut, unde am comis erori, păcate, ca să nu le mai comit pe viitor. Eu îmi creez viitorul meu printr-o anumită imagine. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la singura emisiune de dezvoltare relațională Eu Pot! Îmi pare tare bine să fim astăzi în zi de sărbătoare alături de dumneavoastră, în casele dumneavoastră și sper să aveți sărbători cu bine, Hristos a înviat! Și am zis că să abordăm o relaționare specială a noastră cu cele 10 porunci. Alături de mine, într-o zi specială, trebuie să avem obligatoriu și un invitat special, nu doar psiholog, pentru că îl știți foarte bine și din zona de numerologie și din dezvoltare educațională și multe alte specializări, și atunci nu o să fac introducere mai lungă și o să spun bună ziua, bine ați venit, domnule Anatol Basarab. Bună ziua și bine v-am găsit. Îmi pare bine că în sfârșit ați ajuns în platoul emisiunii și haideți să începem cu povestea asta cu cele 10 porunci. De ce nu mai vor oamenii deloc să asculte nici măcar de cuvântul poruncă? Pentru că oamenii s-au îndepărtat de la ceea ce se numește bazele vieții, de la fundamentul ei, atât moral, spiritual, cât și social. Între timp și-au inventat legi care sunt disfuncționale sau sunt trecute doar pe hârtie, nu se împlinesc nici în realitate, chiar dacă vorbim nici de codul penal, de exemplu. Și acolo sunt tot porunci să nu faci asta pentru că ți-ai atâția ani, să nu faci aia pentru că primești atâta amendă sau ce știu acolo, o pedeapsă oricare administrativă, financiară sau penală. Și-au creat alte legi care n-au nicio legătură cu cerurile, dar în același timp noi suntem în simbioză între o construcție, spunem așa, o îmbinație în raporturi perfecte între ce se numește vertical, adică legile cerurilor, economia cerurilor, politica cerurilor și orizontală, politica vieții pământești sau celor muritoare, nemuritoare și celor muritoare. Aici oricât am face noi și oricât ar dura un imperiu, oricum este muritor. La un moment dat se schimbă, nu ați văzut. Înainte faci o acțiune oricare, ești bine văzut, trece 2 ani sau 3 ani, după care e ca moda. După care se schimbă și cel care înainte proclama anumite lucruri, acum deja este văzut ca dușman. Sunt lucruri muritoare, pe când pe verticală lucrurile sunt nemuritoare, veșnice și neschimbătoare și sunt nevăzute. Iar noi, după cum știm, și din fizica cuantică, toate cele văzute, din cele nevăzute se fac și toate cele văzute, de cele nevăzute depind. Și toate cele văzute spre cele nevăzute se întorc. Și noi, la fel, venim dintr-o undeva nevăzut, trecem printr-o etapă, apoi aparem în lumea văzută și înapoi ne ducem către lumea nevăzută. Și devenim iar invizibili, să spunem așa, dar nu înseamnă că am murit. Ci că doar ne continuăm. Sau că am dispărut. Da. Ci doar înseamnă că am lăsat aici corpul, spunem așa, de aia în trecut cimitirul numeau dormitor. Și acolo erau adormiții, dar acum sunt morții. Vedeți? Diferență de conștiință, de conștientizare și de atitudine. E una să mergi la adormiții tăi și alta să mergi la morții tăi. Sunt morți, adică cam așa ce. Corpul lor acolo este, dar ei nu sunt morți deloc. Chiar sunt mai vii decât când erau în viață.
și interacționează, asta e foarte bine știut, lumea nevăzută interacționează cu noi mai mult decât cu lumea văzută, mai mult decât am putea să ne imaginăm vreodată. Și sunt legături de interdependență și legături de, chiar așa spunem, interconexiuni, care au funcții de a stimula ceva, ceea ce este bun, sau de a inhiba ceva în momentul când aici, pe pământ, se întâmplă ceva. Adică am putea spune așa, activitatea noastră a muritorilor este influențată de strămoșii noștri care sunt deja dincolo și cei care urmează să vină, într-o măsură mult mai mare decât ne putem noi imagina. Așa cum și noi influențăm pe și noi cei pe ei care urmează să vină. Și ei pe noi. Uh-huh. Influențăm, normal, pentru că schimbăm mediul înconjurător, ne... Exact ce vorbeam și mai devreme, dacă ne oprim la lumea văzută, despre infrastructură. Noi acum creăm sau nu creăm infrastructură și asta lăsăm mai departe, metaforic vorbind, exact, nu? Exact, exact, exact. Polul, toate sunt analogice, adică așa cum întreținem noi un oraș, așa întreținem, spunem, după aceleași principii, precum sus așa și jos, precum jos așa și sus, în vederea împlinirii unuia și aceluiași sens. Sensul care este nemurirea. Omul, de când el caută nemurirea, în diferite feluri. Și țineți minte, în trecuturile îndepărtate, cândva niște prinți descoperise că în Transilvania e un izvor, dacă îl bei, devii nemuritor. Și apa vie, apa moartă. Apa vie, apa moartă. Nu știu ce, muntele dăruitor de viață. Și nu... Tot timpul oamenii au căutat nemurirea. Numai că îl căutau aici. Adică pe orizontală. Nemurirea în trup. Să rămân în corpul ăsta pe vecie. Deși cu nemurirea o să inventăm și asta, o să trăim mai mult. O să trăim, hai să spunem, 300 de ani. O să inventăm, din punct de vedere biologic, inginerii genetice, o să inventăm modalitatea de a modela structura noastră genetică astfel încât să trăim vreo 200 sau 300 de ani. Celula noastră, de la bun început, este programată să trăiască minimum 240 de ani. Dar deformațiile care apar în codul nostru genetic pe parcursul vieții, datorită influențelor exterioare și interioare, adică influențelor care vin din afară, adică relația mea cu tot ce este în jur și relația mea cu mine. În jur eu pot să am oameni foarte buni și un mediu foarte prielnic și prietenos, dar în interiorul meu o să fie o adevărată frământare, un adevărat război, o adevărată otrăvire a sufletului. Exact. Și mori de cancer, de exemplu, pentru că ai fost tot timpul acid în interior. Sau un popor, cum spune, ce te-ai acrit așa? Ce te-ai uțătit așa? Ești cam acră astăzi. Adică asta spuneau că... Adică ești negru de supărare? Că de negru de supărare. Pentru că, adică arătau că în tine domină, predomină reacțiile biochimice de tip acid. Nu alcalin, ci de tip acid. Iar mediul acid este taman cel mai prielnic mediu pentru dezvoltarea celulelor canceroase. Și uite, încet, încet, te-ai și dus. Bun. Și atunci mi-ați ridicat mingea la fileu. Pentru că cele 10 porunci sunt în felul următor. O să le luăm pe fiecare în parte, da? Te rog. Dar primele 4 porunci vizează relația omului cu Dumnezeu. Următoarele 6 vizează relațiile interumane. Nicăieri nu este menționată relația omului cu sine. Apropo de gânduri și de mediul acid sau alcalin pe care îl creează în propria ființă. Da, în cele, vedeți, interesant, 4 și 5. În lumea noastră, adică că asta când informația vine de sus în jos, când venim de la noi spre sus, când noi trebuie să urcăm, raportul este exact invers, 5 și apoi 4. Și relația cu sine însuți există, nu e descrisă în amănunt, pentru că probabil și în mod sigur, în trecut, oamenii cunoșteau mai mult despre interiorul lor și erau mai atent la stările lor interioare decât astăzi. Astăzi noi, practic, uităm de noi înșine, câteodată în totalitate. Și trebuie să începem să facem psihoterapie, să mergem la cursuri de dezvoltare relațională, dezvoltare personală și așa mai departe. Orice tip de cursuri la care nimeni nu se dezvoltă. Tipuri de dezvoltare de orice, în cele din urmă nimeni nu se dezvoltă, ci împotrivă, își încurcă mințile mai mult, se smintesc și mai tare. Și după un curs de dezvoltare personală, eu consider că ea, de exemplu, care soția, iubita, prietena, au fost la un curs, relația mea cu ea trebuie să îmbunătățească după un astfel de curs, pentru că ea a învățat ceva. Se constată că ea vine de acolo și începe să mă acuză că eu am energie de frecvență joasă, că ea e nu știu unde, fel de fel, și începe să se mintea la respectivă. În cele de urmă divorțăm pentru că eu nu m-am putut să ridic la nivel spiritual și eu ne-am am rămas un materialist. Diferit, nu? Așa se zice. Ne-am dezvoltat diferit.
ne-am dezvoltat diferit. Adică și în cele de urmă constați că și ea a dezvoltat, e nefericită și el nu e dezvoltat, e tot un nefericit. Sau s-ar putea să fie chiar invers. Ea care a participat la cursul de dezvoltare a rămas mintită, iar ăsta care nu a participat niciodată nici la un curs să-și ară pământul în continuare, ci făcea el înainte, își conduce tirul și e liniștit în interiorul lui. Și nu are nicio problemă. El în general se uită la ele sau la ea ca la niște smintite. Ce vor să... De când a fost la cursul ăla, zic că a luat-o razna. A luat-o cu nu știu ce energie, cu nu știu ce entități, cu nu știu ce fel de chestii. Înainte nu vorbea așa ceva, când am luat-o de soție. Acum zic că a luat-o razna. Ce-i cu ea? Unde s-a smintit? Lucrurile astea, adică informația, orice tip de informație, poate fi extrem de sănătoasă sau dătătoare de viață și extrem de otrăvitoare. Totul depinde cum noi reușim acea informație să o compactăm, adică să o așezăm, să o structurăm interiorul nostru. Am auzit într-un interviu de-al dumneavoastră, ați spus că să fii ignorant uneori e mai benefic pentru tine și pentru cei din jur decât să ai o jumătate de informație și nici pe aia să nu înțelegi. Corect, adică necunoașterea este mai puțin periculoasă decât cunoașterea parțială sau truncheată. Sau... Mai bine să nu cunoști deloc un lucru, de exemplu. Nu cunoaștem nimic despre fantome. Duhuri, îngeri și alte entități care colcă. Mai bine să nu cunoști nimic despre ele decât să cunoști ceva strunchiat, separat, frânt, așa, și restul să aici știi ceva, aici știi ceva și restul completezi cu imaginație proprie, cu fricile tale. Ui, să ajungi să nu mai poți trăi pe lumea asta, la fiecare colț și să vezi câte ceva, la fiecare colț să te crucești, să scui peste umărul stâng, să faci, te smintești, pur și simplu. Mai bine nu cunoști deloc, dar dacă te-ai apucat să cunoști, atunci trebuie să cunoști acel lucru, oricare ori fi, în totalitate. Uite, poți să mori de la faptul că te-ai apucat să cunoști cum se schimbi un furtun la aragaz, de exemplu, dar o faci parțial, ceva ai înțeles, ceva n-ai înțeles. Prima dată îți bubuie toată casa. E dacă totuși te-ai apucat să schimbi butelia, trebuie să știi exact toate principiile. Cum se schimbă butelia respectivă, care sunt tehnica de siguranță, tehnica de siguranță a muncii, securitatea muncii, tehnica de exploatare, securitatea exploatării acelei butelii. Doar astea nu le știi, sau le știi trunchiat, odată o să-ți bubuie aragazul cu tot cu butelii chiar în interiorul casei. Pentru că ai cunoscut ceva pe jumătate sau net, incomplet. Dar oamenii de ce nu sunt? Sunt mai degrabă, și iar zic, imediat trecem și la cele 10 porunci să le deslușim. De ce oamenii sunt mai interesați să meargă la cursuri de feminitate, de masculinitate, de absolut orice latură de dezvoltare, dar dacă ei repede, ei nu cunosc totuși Biblia, n-au pus mâna pe Biblie, n-au citit vreodată cele 10 porunci și nici nu le-au înțeles. De ce e mai simplu să fii o femeie alfa, de exemplu, decât să citești cele 10 porunci? Am putea spune așa în limbaj teologic, din sminteală. Adică, știți, oamenii se aseamănă cu niște ființe care încep a clădi pereți, sparg zidurile, fac uși, intrări, geamuri, apoi pun acoperișuri, dar de sub n-au nicio fundație. Și la prima bătaie de vânt, sau la primul necaz în viață, sau la primul șoc în viață, toată construcția asta psihofizică sau psihomentală, sau psihoenergetică, se dărâmă ca și casele luate așa de un uragan al vieții. O tornadă al vieții. Nu poți să înaintezi niciodată, nici într-un fel, dacă tu nu cunoști bazele. Uite, în orice știință te duci, primul lucru care o să-l înveți o să fie bazele sau fundamentele psihologiei, fundamentele economiei sau relațiile. Introducere în capitolul ăla plictisitor, nu? Da, plictisitor, dar extrem de important. De ce e plictisitor? Pentru că avem impresia că el nu o să ne folosim niciodată, pentru că stă așa sub pământ, cumva îngropat, temelia. Dar dacă temelia aia nu o cunoști, bazele, fundamentele oricărei știință, după aia tu poți să construiești orice ziduri, orice pereți, orice zgârie, orice stibucuri. Mamă, uite cât de multe am învățat eu. Și la prima tornadă, spunem așa, sau la primul cutremur, praf o să aleagă din toate chestiile astea, pentru că nu a fost bine clădită fundamentul. Iar Biblia reprezintă pentru oameni, și numai Biblia, fiecare teritoriu cu propriul mod de a trăi sau de a te raporta la Dumnezeu sau la cele veșnice și nemuritoare, în dependență de un mediu. Într-un anumit mediu sunt posibile anumite lucruri și sunt favorabile, dătătoare de viață, și aceleași lucruri sunt total dăunătoare într-un alt mediu. Uite, exemplu, la musulmani, nu mânca carne de porc. Da, nu pentru că porcul este în sine un animal, nu știu ce acolo, șaitan, diavolesc, așa. Ci pentru că în mediul ăla călduros, numai dacă n-ai tăiat porcul și când l-ai desfăcut tușa, de exemplu, în câteva zeci de minute deja începe să strice la căldură respectivă. Mâncând carnea aia, mor, ar fi dispărut deja.
Dar la noi, în mijlocul iernii, când taie porcul și e aproape, când gheață acolo, e cu totul altceva. Deci acolo să nu mănânci carne de porc. Pe teritoriul respectiv. Pe teritoriu. În fiecare mediu creează anumite moduri de relaționare cu însăși viața. Viața trăită, de exemplu, eu plec în Zanzibar. Eu acolo trebuie să mă adaptez la mediul ăla. Trebuie să mănânc ceea ce e în zona respectivă, să mă îmbrac ca să pot supraviețui în acel mediu, pentru că mediul ți impune, omul tot timpul este, uite, fiecare dintre noi este o, spunem așa, o simbioză sau o construcție care se datorează influențelor mediului și a omului. Omul influențează mediul și mediul influențează pe om. Din cauza asta, în anumite medii poți face anumite lucruri și anumite medii îți creează anumite stări. Și aceleași stări nu le poți obține niciodată într-un alt oricare mediu. De exemplu, sunt teritorii în care a te concentra este foarte ușor. Și sunt medii fizice, teritorii în care a te concentra practic este imposibil. A medita și tot așa mai departe. Apoi, indiferent care este mediul fizic, depinde care este mediul interior. Adică starea interioară. Ești în stare în mediul ăsta să faci lucrul respectiv? Nu. Nu, atunci găsești... Nu mai pierde timp. Pierde timp. Adică așa spune, uite, ești în stare. Dacă ești în stare, înseamnă că ești un om înstărit. Adică poți controla stările tale. Ești un om, nu ești în stare, înseamnă că nu ești un om înstărit. Nu-ți poți controla stările interioare și din cauza asta ești neînstărit, pe urmă, dezaxat, că nu stai pe o axă, așa, și pe urmă ești descentrat, pentru că orice axă presupune din start un centru, în jurul căruia gravitează anumite lucruri. Și cu răspunsul ăsta, cumva, am reușit să intrăm în explicațiile celor 10 porunci, pentru că prima poruncă, să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Da. Haideți să o explicăm și dacă ne-ar explica-o de când suntem mici, și preotul la biserică, și părinții în societate, ce cursuri am putea noi să evităm? Deci, sunt anumite, chiar și porunca respectivă, ca să o poți înțelege, trebuie să cunoști, spunem așa, psihomecanica vieții sau mecanismele globale, în sens de psihoenergetic și psihofizice. Necunoscând lucrurile astea, e foarte greu. Dar de ce să nu am? Dar ce-i gelos Dumnezeu? Dar să spune undeva că e și gelos. Este și gelos și nu. Și este și nu. Și cum îl cheamă? Numele lui Dumnezeu. Numele Dumnezeu e Anatol. Și Maria și Vasile și tot la un loc. Adică toate numele la un loc. Și nici unul din ele în același timp. E prezent peste tot și nicăieri în același timp. E foarte greu să înțeleagă omul obișnuit. Și prima poruncă, spunem așa, nici nu este pentru marea majoritate a publicului, ci pentru conducătorilor. Pentru... De ce? Ce se întâmplă? În timpul, creierul nostru, la oricare om, are două funcții, emisie, recepție. Polarizare, depolarizare, așa funcționează. Așa trec gândurile prin cap. Structurile psihoenergetice sunt create datorită minții umane, se creează așa numitul egregor. Noi acolo dăm energie și înapoi primim inspirație sau primim informații. Imaginați-vă simplu, ca un iCloud. Uite, creștinismul e un iCloud. În creștinismul ăsta sunt secțiuni, catolici, nu știu ce, dar toate este la un loc. Religia musulmană, de exemplu, acolo e un alt iCloud. Și cu cât mai mulți oameni se conectează acolo, cât mai mult înflă, îi cresc terabiții de informație acelui iCloud. Câteodată în ceruri pornesc războaie adevărate, adică un egregor încearcă să lupte cu celălalt egregor și să-l înghită, ca și pământ. O firmă încearcă să înghită pe ceilaltă și să o transforme tot în Pepsi Cola, de exemplu, sau într-un ceva, adică să o înghită așa, să o cumpere de pe piață. Tot așa se întâmplă și în ceruri. Câteodată, și Biblia spune, în ceruri se pornesc adevărate războaie și în dependență cine o câștigat în ceruri, am pe vreo 7 ani, același lucru se va întâmpla și pe pământ la nivel fizic. Numai că acolo implică idei, dar aici implică oamenii care au generat acele idei înainte de asta. Chiar cu 7 ani de zile în urmă câteodată. Și atunci de ce se spune să nu faci, să nu te închini... Să nu ai alt Dumnezeu în afară de mine. Hai să spunem așa, să nu ai altă idee decât ideea principală, a neamului, de exemplu. De ce? Pentru că atunci când ne conectăm acolo la ideea respectivă, la iCloud-ul respectiv, noi dăm energie. El devine mai puternic.
înapoi, în dependență de energia care o dai încolo, vei primi înapoi informații, inspirație, revelație și tot așa. Cazurile astea am văzut o mulțime. În momentul în care te conectezi la un alt egregor, sau spunem la alt Dumnezeu, sau la altă idee, așa, acea idee încă nu te-a acceptat. Adică tu dai energia în gol și înapoi nu vei primi nimic. Iar Universul te va pedepsi pentru cheltuiala de energie fără de rezultat. Indiferent rezultat, poți să fie pozitiv sau negativ. Primești o energie, înfăptuiești ceva și apare un rezultat. Să înțeleg că așa cum am fost în religia în care ne-am născut sau am fost botezați în cazul religiilor în care se practică acest ritual, noi ar trebui să rămânem acolo până la finalul vieții? Dacă vrei, ca să nu vină un alt egregor sau o altă religie și să te învingă. Aha. Dacă nu, atunci putem de mâine pe mâine să ne conectăm la egregorul musulman, de exemplu, spunem așa, și să începem acolo a da energie, nu o să ne conectăm direct, pentru că acel egregor o să ne verifice în timp. Ești capabil de a te conecta acolo sau nu ești conectat? Ai parola, ai lungimea de unde necesară wireless-ul tău ca să accesezi acel iCloud. Dacă da în timp, primești accesul, așa se întâmplă, primești accesul și înapoi vei primi ce? Inspirație. Vei începe să știi mai mult despre Muhammed, despre el, te va căuta, vei căuta și tu inconștient să cunoști Coranul mai bine, să cunoști mai multe lucruri. Așa. Și înapoi, odată ce tu încolo dai energie, înapoi vei primi spunem, inspirație, revelație și informații. Acum, dacă acel egregor va deveni în timp mai puternic, el va căuta să-l înghită pe ăsta mai mic, adică pe creștin, să ne asimileze cumva. Să fim un fel de creștinism în prima fază, în cadrul religiei musulmane. Apoi încet, încet ne diluăm și devenim că, uite, am fost învinși. Și asta nici nu măcar nu e atâta problemă, că putem trăi într-așa o prietenie. Dar ideea este că din acel moment, acel egregor ne va impune nou stilul lui de viață pe teritoriul inadecvat. Ok. Și atunci și pe teritoriu și pe genetica neadecvată și pe vârsta genetică, că fiecare popor are o anumită vârstă genetică, nu suntem toți la fel ca și oamenii. Uite, copilul are 4 ani, dar s-ar putea să fie mai în vârstă ca mine și ca dezvoltare, ca împlere spirituală. Așa. Și atunci a nu avea alți Dumnezeu înseamnă cam așa ceva. A trimite energiile tale, inclusiv vitale, către un anumit centru și de acolo a primit ce? Putere. Puterea de concentrare, puterea pasă și protecție inclusiv. Okay. Că te bai sub o umbrelă, cum ar fi. De aia și spune, copilul trebuie botezat. De ce? Pentru că până nu-i botezat, el nu-i conectat nici la noi egregor, adică el ia nimănui. După ce l-am botezat, l-am conectat la un iCloud și de acolo va începe să primească pază, protecție. Chiar dacă n-am înveți pe copil nimic, el cumva singur își va da seama că trebuie să existe o rugăciune, cândva trebuie să te adresezi unei puteri care o numești Dumnezeu, cu aflat de la tata, dacă nu a aflat de la tata, nu i-a spus că e Dumnezeu, ci nu știu, Ciumbo, Cungo, așa o să-i spună. Viața ne arată nouă, de exemplu, în 1980 și ceva, aproape de 9000, cineva a descoperit un trib absolut nou, care până atunci nu cunoscuse civilizația, sau om din partea civilizației. Când ăsta e un cunoscut și un cercetat, acel trib s-a dovedit că ia un Dumnezeu la fel ca noi, dar se numește altfel. Ierarhia, spunem așa, panteonul zeilor și dumnezeilor este ca la noi, e tot trinitar, au o anumită viziune, atitudine, comportamente și ritualuri care foarte mult seamănă cu a noastră, deși ei până atunci n-au întâlnit pe nimeni din civilizația mare, cum ar fi spus, ca să-i poată învăța sau să-i poată cumva influența. Deci cumva ei s-au conectat la același iCloud și au descărcat aceeași informație. Cum zic italienii, tutto il mondo è paese, toată lumea la fel. iCloud-ul respectiv îl au și animalele, numai că el funcționează, este de alt nivel și acolo se adună experiența comună a tuturor maimuților, de exemplu. Dacă o maimuță au învățat ceva nou, de exemplu, pe malul mării, să mănânce banana, e nu posibil, că e plină de nisip. Dar i-a trecut prin cap la una, cum va fi accidental, să o spele în mare, după care să o desfacă, să o mănânce. În momentul ăsta, experiența s-a dus în iCloud, sau în Dumnezeul lor, să spunem așa, s-a dus acolo, și din momentul respectiv, toate maimuțele care contribuie cu energie acolo, primesc informația asta. Deodată, peste noapte, toate maimuțele știu să facă același lucru. Cunoscând lucrul acesta, asta ne responsabilizează pe noi extraordinar de tare asupra gândurilor pe care le trimitem, nu? Pentru că noi contribuim și influențăm societatea. Cele mai mari păcate sunt cele care le faceți în gândurile voastre. Bun. Haideți să trecem mai departe la a doua poruncă.
să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam, al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păstrez poruncile mele. E o poruncă lungă, complexă, dar un pic și amenințătoare. E foarte simplu, adică a nu-ți face idoli. Într-un simplu, o spune așa, a nu, pe lângă faptul a fi conectat permanent la un egregor sau la un iCloud, care devine din ce în ce mai puternic, și experiența mea spirituală, descoperirile mele spirituale și inclusiv științifice, în curând vor deveni ce? Vor deveni moștenirii întregului popor. Cu cât mai mulți oameni deștepți care se conectează la Dumnezeu. Uite, exemplu, gândiți-vă că în neamul nostru românesc apare un om care se conectează la iCloud respectiv, adică la Dumnezeu, până când devine așa unul cu el. Păi în momentul ăsta, omul ăsta ne mântuie pe toți, nu? Ați văzut la noi. Halep face ceva și ne mântuie pe toți. E ca și cum victoria noastră, a tuturor. Deși noi n-am contribuit nici cu un leu. Nici cu încurajare măcar. Nici cu încurajare. Și din potrivă, când ea o pierdut la așa, toți se repede asupra ei, aproape sub sfârșie, să spunem așa, psihologic, pentru că ei au pierdut, pentru că ne-au făcut de râs, ca și cum. Am pierdut noi. Atitudinile astea așa au fost dintotdeauna și așa vor fi de aici încolo. Este cu mentalitatea colectivă, care nu îi aparține a mie, este colectivă. De ce e colectivă? Pentru că toate mințele sunt conectate la un egregor colectiv și experiența unuia devine experiența tuturor. Ca și la maimuță, la fel, cum am spus. Sau la cai, uite, calul murea de sete și întâmplător, dând cu copii ta în nisip, a descoperit că la anumite nivele mai adânc este apa, apare un apă, nisipul e mai umed și punându-și botul acolo, măcar ca să-l vlăguiască, așa, ca să-l s-o salva de moarte. A doua zi, toți caii din lume știu să facă chestia asta. De ce? Pentru că au un singur toți Dumnezei. Dar dacă calul încearcă să se conecteze la egregorul maimuțelor, probabil se va conecta și probabil va primi niște informații, inspirații și revelații înapoi. Dar deloc trebuincioasă lui ca dar și cal. Dar nu sunt folositoare. Deloc. Corect. Din potrivă îl smintesc, poate. Și atunci, cum e povestea asta că eu sunt un Dumnezeu gelos și pedepsesc în dreapta și în stânga? Păi, când spunem Dumnezeu, hai să înlocuim cuvântul Dumnezeu cu cuvântul idee, căci Dumnezeu este o idee. Așa. E o construcție ideatică. Nu l-a văzut nimeni pe Dumnezeu, nu? Și nici după ce mori, mă îndoiesc că îl cunoști, îl vezi pe Dumnezeu. Se vezi probabil un spațiu, o altă arhitectură în care trăiești, în care acționezi. Și s-ar putea că după ce pleci din lumea respectivă, adevărata distracție abia acolo să înceapă. Nu aici. Aici poate să fie floricele, indiferent că e război, că nu știu ce pățești. S-ar putea că acolo să fie mult mai acut. O să murim și o să vedem. Nu trebuie să ne smintim, pentru că nu știm încă. Că a spus cineva, a spus, dar el a fost acolo și... Nu, e tot niște idei. Bine, ideile respective sunt create de către oameni, nu prin un loc gol. Există o experiență, spunem așa, extracorporală a cuiva, el a venit-o povestit, cam cum e pe acolo. Altul a murit și nu știu cum a fost reînviat și el a povestit ce s-a întâmplat cu el. Dar a murit de tot. A murit, da, așa. Și după care a povestit cam ce a văzut el pe dincolo. Oamenii de-a lungul sutelor de ani au cules astfel de informații, le-au structurat și au început să-și dea seama cam care e arhitectura dincolo, cam ce se poate întâmpla. Dar până la urmă asta totul este o idee. Noi trăim în lumea ideilor. Și o bănuială. Da. Nu e o certitudine, da. Evident, pentru că aceeași idee eu o să o văd într-un fel. Uite, ne uităm la copac și câți oameni suntem, noi ce vedem? Un copac în spatele imaginii copac se ascunde o idee. Ideea copacului. Câți oameni ne uităm acolo, tot atâtea interpretări despre cel copac. Tot așa și dincolo, tot atâtea interpretări despre Dumnezeu. Fiecare relația lui personală cu Dumnezeu. Dar în același timp este și suma relațiilor personale a fiecare dintre noi creează ce? Suma relațiilor a lui Dumnezeu cu noi, pentru că dacă noi toți îl urâm, după urmă nu se uimească faptul că Dumnezeu ne răspunde cu aceeași monetă. Dar pentru... gelozia, ce e cu ea? De ce e? Gelozia nu în termenul pământean. Termenul pământean sau erotic sau sexual, așa cum îl înțelegem noi de cele mai multe ori. Gelozia, în cuvânt, în aia, este revnăste, adică este râvnă, cum ar fi. Dumnezeu este râvnitor, adică gelos, în sensul că caută ca orice egregor să se protejeze. Uite, exemplu, gândește că tu ești Dumnezeu și eu încep să nu te mai slujesc pe tine, să nu mai pomenesc de tine, ci încep să slujesc pe Maria. Nu este revoltă?
De ce? Pentru că energiile mele vitale, în loc să se ducă la tine inclusiv banii, să-ți cumperi gențele tale, eu încet, încet o să duc banii către Maria, de exemplu. Adică gențele tale îți duc la Maria, nu să fii geloasă. Dar aici o să fii geloasă material cumva, pentru că sursa veniturilor tale sau bunăstării tale se îndreaptă către altă parte. Dar eu o să fac asta când o să văd că ce? Că tu nu mă mai slujești, ci el admir pe Mihai. Păi da, atunci Mihai să-ți cumpere, Mihai să aibă grijă de tine, ci, adică, știi? Și atunci eu o să mă orientez către altă parte. O să te, vezi, gelozia apare din ambele feluri. Dumnezeu e gelos pe noi în aceeași măsură în care noi suntem geloși pe ei. E oglindă. Deci dacă noi am întors spatele, ne întoarce și el spatele, cam despre păi dacă noi am întors spatele, el e în spatele nostru, în fața noastră nu avem niciun Dumnezeu. Și apoi ne întrebăm, Doamne, dar ce ai făcut? Dar tu te-ai întors cu spatele la Dumnezeu. Ai crezut că tu ești cel mai deștept și să te descurci în viața asta, în afara oricărei creații, ești tu propriul tău Dumnezeu. Și apoi te întreb, dar unde ai fost tu, Doamne? Sau nu, cum de Dumnezeu permite că astfel de lucruri rele se întâmple? Deseori, prostia asta o scoate. Dacă Dumnezeu este și e bun, cum de permite atâtea războaie și restul? Păi, Doamne, n-ar fi fost războaiele astea niciodată dacă tu nu te întorceai cu spatele la Dumnezeu. Tu te-ai întors la el ignorat, și, adică lasă-mă bătrâne că știu eu mai bine ce am de făcut. Învii tu cu prostiile tale, cu poruncile tale, nu știu acolo. Asta fac și copiii după aceeași analogie. Până când trezesc și pe urmă își dau seama, bă, mama totuși avea dreptate când spunea chestiile aia. Dar eu eram puștoaică, nebună și credeam că îmi aparține tot planeta și o fac eu cum vrea. Ei, m-am trezit că s-a întâmplat, cum a zis mama. De ce? Că au avut mai multe experiențe. Din punctul ăsta de vedere, părinții pentru copil sunt tot niște Dumnezei. Și într-adevăr, eu am câțiva tați. Tatăl meu biologic, tatăl meu social, care poate să fie un bărbat, care ce? Te-o îndrumat să faci o meserie, poți să fii un profesor universitar, poți să fii un vecin, poți să fii un maestru, cineva care te-o ajutat pe tine să înțelegi construcția lumii sau meseria ta, sau ți-o transmis secretele unei meserii, tainele. Și tatăl ceresc, uite, tatăl biologic, trinitatea e peste tot. Tatăl social și tatăl cosmic sau tatăl spiritual. Ăla e invizibil. Dar îi cunoști prezența și creația printre tot. Eu când mă uit, îmi trebuie, băi, tată, tu ai făcut copacii ăștia? Nu. Dar dacă băi, ești conștient, pentru că de multe ori, că de asta am făcut și emisiunea de astăzi, pentru că de foarte multe ori nu suntem neapărat conștienți nici de existența lui, dar aminte de creația lui. Noi nu suntem conștienți nici în momentul când mâncăm. Pentru că atunci când mâncăm, noi nu suntem conștienți de faptul că mâncăm, ci suntem atenți la ce spune la televizor, de exemplu, sau ceva. Adică sau la conversație, sau la muzică. Sau la conversație între noi. Deși bunicii mei, chiar și al meu, când era încă în viață, dacă încercai să vorbești la masă, îți dădea cu lingura în frunte ca să te oprești. La masă nu se vorbește, corect. La masă se mănâncă și se gândește la ceea ce mănânci. Uite, mănâncă așa și aduc în mine energie și mâncarea asta e făcută de bunica mea cu sufletul ei. Adică și absorb din acea. Adică sunt prezent. Nu mănânc doar fasole, mănânc dragostea bunicii. Bunicii, sănătate, energia, puterea vindicătoare a bunicii și tot așa mai departe. Sau cel care o pregătește. Și îi mulțumeai pe urmă. Acum mâncăm, nu mulțumim nimănui, nici măcar bucătarului, nu mai vorbim că... Da, atunci iar în zilele acestea, când mamele stau în picioare ore întregi să pună masele bogate de sărbători, ar trebui să le mulțumim. Da, și nefiind conștienți de prezență, de ceea ce facem, uite, poți să mergi pe stradă și să mergi către întâlnirea cu fericirea ta sau cu norocul tău. Și poți să mergi pe stradă ducându-te spre întâlnire cu boala ta sau cu accidentul tău. Depinde cum mergi. Dacă mergi ca un rege pe țară, toate fetele o să întoarcă capul. Are asta ceva, sunt în el ceva, un duh. Cine o fi? Cine o fi? De ce mergi așa? E că mergi așa cumva bătuți, uite, lasă-l sărea cumva. Păi știți cum se zicea în popor? Că calca popă. Exact. Era un băiat din sat care era altfel. Bun, haideți să mergem mai departe. Porunca a treia, să nu iei în deșert numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Da. La ce se referă? De fiecare dată când noi pomenim cuvântul Dumnezeu, adică îl invocăm, bunicul l-am invocat, m-a spus ceva, uite, de exemplu, urmează să spun o frază care este compusă de mine, adică mi-a trecut mie prin cap. Dacă să nu există dubii și nu apare, spunem așa, contradicții, eu voi spune fraza și vă spun Platon. O spus Platon.
chestia asta. Aha. Nu eu. În momentul ăsta l-au invocat pe Platon. Pe mine poți să mă contrazici, dar încearcă să-l convingi pe Platon. Mai mult că atât, când am spus că Platon e lângă mine. Că el l-am pomenit numele. Eu deja nu mai sunt singur. Eu sunt cu Platon alături. Ea încearcă tu și contrazice fraza care am spus. Mi-a scutnă-i prin cap, nu știu, o frază, de exemplu. La umbra copacului mare, ceilalți copaci nu cresc. Adică tatăl își umbrește fiul și dacă tatăl este mare vedetă, copilul la umbra lui, la umbra copacului ăsta nu va crește, trebuie să îndepărteze de tată. Și uite, așa au fost și în istorie o mulțime de artiști care în spatele tatălor mare vedetă, Alain Delon, fiul lui, gata. Dar dacă se îndepărtează de tată, băi, nu-i să ajungi tu ca taică tu niciodată. Dar dacă te îndepărtează de tată, cântăreț sau altceva, acum el poate să ajungă foarte departe. Dar se îndepărtează de umbra tatălui său. E tot așa și aici. Spune că nu pomeni în deșert. Pentru că de fiecare dată când pomenim în deșert... Dar ce înseamnă că pomenim în deșert? Adică fără rost, fără sens, fără... Fraze din astea uzuale, ce Dumnezeul îi face acolo, nu? Da, 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 cam așa ceva. Asta, invocarea respectivă este sfântă. Eu când îl pomenesc pe bunicul, îl luăm la o scară mai mică. Dacă nu înțelegem scara mare, raportul mare, pentru că totul este similar, universul este creat după similitudini, similarități. Noi suntem creați după chipul și asemănarea, dar nu după chipul și identitatea lui Dumnezeu. Ca asemănare. Și noi suntem creatori, dar la scara asta. Și eu pot crea ca și Dumnezeu contexte, situații, opere de artă, produsul activității minții mele, a sufletului, a trăirilor, le putem crea. Și aici suntem creatori după chip și asemănare, dar nu identici ca Dumnezeu, cu Dumnezeu. Că dacă eram identici, eu deja îmi creiam propriul meu sistem solar, cu un soare sau cu doi sori, cu o planetă în care trăiesc bărbații numai și pe altă planetă trăiesc femeile numai. Dar știți că era gluma aia, la un moment dat un om de știință a reușit să creeze viață, a reușit să creeze oameni, a reușit nu știu ce și a zis, păi s-a întâlnit cu Dumnezeu și a zis, bă, gata, eu te-am detronat pentru că am reușit să fac toate lucrurile astea. Și Dumnezeu i-a zis, creează-ți al pământ și după aia o de la capăt. Creează-ți elementele tale și Da, totul de la zero. Adică aici te joci pe teritoriul meu. Da, exact, tu ești în cadrul creației mele și zici că ai inventat tu ceva. Nu, totul deja este inventat de mine, de creator. Ții nu s-a rămas decât să le folosești cu îndemânare, precepere și cu abilitate. Fără a-ți bate joc de ele, fără a le strica. A le înțelege, dacă să nu le strici, că noi de multe ori străcăm mediul înconjurător pentru că nu înțelegem cum funcționează. Că dacă am înțelege cum funcționează și dacă am înțelege că atunci când tai un copac, tu agresezi toți copacii de pe lumea asta, de aceeași specie, toți te pomeni, adică toți te memorează ca făcător de rău și când intri într-o pădure de fagi, de exemplu, cu pădurea deja face jic și ia atitudine față de tine. Dacă pentru mine pădurea este vindecătoare, că mă primește în brațe, cam povești, să coboară ramurile ca să-mi iei eu singur miere de acolo, când intre acel om, se ridică ramurile în sus, copacii deja îl atacă. Prezența lui în acea pădure de jumătate de oră este dăunătoare, pentru că permanent este atacat. Iar pentru mine, prezența este vindicătoare, pentru că natura sau copacii ce fac? Mă iubesc pentru că eu nu le-am făcut rău. Din potrivă, poate că eram sădit un copac. Ei, când luăm în deșert, ce facem? E ca și cum, uite așa, ca și cum te-ai conectat la un site, numai te-ai conectat, dar n-ai făcut nimic acolo. Nici n-ai introdus vreo informație, nici n-ai downloadat vreo informație. Adică nici n-ai îmbogățit acel site informațional, nici n-ai învățat nimic de acolo. O să faci asta de foarte multe ori, traficul crește și la un moment dat site-ul o să, Dumnezeu spune așa, o să vadă că este aceea. Nu mă deranjează. Că asta dă click-uri aiurea. Că dă click-uri aiurea, intră pe acolo, dar nu pune nimic nou, nu îmbogățește, dar nici nu și ia ceva ca să îmbogățească. Ori îmbogățești, ori te îmbogățești. Tu nici una, nici alta. Și la un moment dat ce face? Te deconectează. Și în momentul când te deconectează de la egregor, credeți-mă, până la tulburări psihice, e foarte rapid. Porunca 4. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Pe de altă parte, vin timpurile moderne și spun, băi, ce înseamnă asta? N-am voie să cos, să spăl, să nu știu ce, e singura zi în care pot să le fac. Da. La ce se referă, de fapt, porunca asta? Știți, în timpul
dezvoltării civilizației sau, spunem, a sistemelor religioase, ca dogmă, ca instituții, pe parcursul timpului, ca și acum, totdeauna a existat interese, totdeauna au existat influențe de tot felul. Noi vorbim de cele 7 zile, da. Dar în același timp, teritoriul global, pe teritoriul global, chiar și în acea perioadă în care se scria Biblia, calendarele nu erau la toți la fel. De exemplu, calendarul arian avea 41-40 de zile luna și în an erau numai 9 luni de zile, adică 10 luni de zile. Și atunci, într-adevăr, septembrie era a 7-a, octombrie era a 8-a, noiembrie de la 9 era a 9-a și decembrie era a 10-a. Acum nu e așa. Și tot zilele pe săptămână erau 9 zile pe săptămână. 9 zile în săptămână. Uh-huh. Și sunt știute și denumirile lor, adică luni, marți, miercuri, joi, în cinstea diferitelor planete, exista așa, 8-a zi și a 9-a zi. Acum ne oprim la duminică, la ziua soarelui. Și sâmbătă, sabatul, cum ar fi spus. Adică noi care zi trebuie să pomenim? Că Biblia ne spune că sâmbăta este sabatul. Noi spunem că duminică. Dar de ce e așa de important să luăm o zi din săptămână, să ne oprim din tot și să ne gândim la Domnul? Ce înseamnă de fapt asta? Nu este. E foarte important este ce... Nu în sensul că nu facem absolut nimic, că poate să întâmple să ai nevoie, a murit mama până în grup atunci, nu fac aia, nu știu, adică ideea este, se vorbește de sfințenie. Sfânt înseamnă precis în tocmai și exact, adică a te apropia de cele sfinte, veșnice, nemuritoare, exacte. Păcat înseamnă eroare, în termeni științifici, spunem așa, în termeni același lucru în limbaj, știi că aici e cord, la noi inimă. În alt limbaj, inima e cu totul altceva, deja poate să aibă alte denumiri, referindu-ne în același lucru. Adică înseamnă că în ziua aia, a 7-a, sau să ne apropiem de ce? De cele sfinte, să lăsăm lucrurile muritoare de pe orizontală, banii, câștigul banilor, fel de fel, și să ne facem noi ca și cum ar fi o zi de post. Uite, exemplu, post la Facebook, post la tot felul de, nu știu, lucruri. Ziua în care petreci cu ziua familia. În care tu petreci cu tine însuți, cu verticala, te desprinzi de cele orizontale, adică vezi, în 6 zile Dumnezeu a creat orizontala și tu 7 zile n-ai ce lucrezi. Dar o zi s-o odihnit. Odihnit poate că înțelegem altfel, poate că un meditat. Hai să văd ce o să fie mai departe, cum să fac. Hai să mă gândesc ce am făcut. Hai să văd ce trebuie corectat. Hai că în timp ce am făcut, chiar eu, Dumnezeu fiind, am produs niște erori. Ce înțeleg eu din asta? De fapt, sunt cursurile astea de journaling, unde scrii ce ai făcut peste săptămână, îți ții jurnalul, nu? De fapt. Da. Și te pui în cont și îți faci o curățenie emoțională. Da, strămoșii noștri nu făceam niciun fel de curs. Pur și simplu, eu știu doar că eu pun, traduc pe 2023. Da. Dacă noi am înțelege că a 7-a zi nu e neapărat o zi fixă din săptămână, dedicată, da, nu știu, mersului la biserică și ritualurilor, ci e dedicată introspecției, da, nu? De fapt, despre asta e vorba. O să spunem că eu, marți, joi, am început o firmă. Și uite, o săptămână, 7 zile, adică 6 zile la rând, am muncit la contabil, am alergat pe organizațiile statale, parafie, tot felul de hârtie. 6 zile. Dar în a 7-a mă opresc puțin și spun, bă, hai să văd ce am făcut, unde am comis erori, păcate, ca să nu le mai comit pe viitor. A 7-a zi e a fiecăruia. Cum și Dumnezeu, a 7-a zi a fost de la momentul de la care am pornit ceva. Și de ce 7 zile? Pentru că omul nu poate să planifice un lucru fără de multe erori pe o durată mai mare de 7 zile. Pe termen mai lung. Mai lung. Da? Cu cât crește numărul de la 7 în sus, cu atât gradul de erori crește. Și atunci când ne planificăm ceva pentru un an de zile, e o prostie. Da, eu trebuie să știu unde o să ajung acolo la sfârșitul anului, dar eu trebuie să mă replanific pașii mei odată la 7 zile. Bun. Ca să văd, sunt încolo sau nu sunt încolo. Eu îmi creez viitorul meu printr-o anumită imagine.